Arhimandritul Damaschin Lucian, de la mănăstirea Sihăstria Putnei, a fost hirotonit arhiereu și numit episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, duminică, 23 iulie 2017, la Catedrala Arhiepiscopală Mănăstirea Sfântului Ioan cel Nou din Suceava. Slujba a început conform rânduielii cu rostirea de către preacuviosul părinte Arhimandrit Damaschin Lucian a mărturisirii de credință înaintea ierarhilor prezenți, după care a semnat actul oficial prin care și-a asumat mărturisirea de credință, precum și slujirea și misiunea ce vor urma. După acest moment a început Sfânta Liturghie, oficiată de Înalpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu un sobor de ierarhi, preoți și diaconi. În cadrul acesteia a avut loc și hirotonia întru episcop. Poruncește! Porunciți! Poruncește, Înalpreasfințite Stăpâne, spre Cel ce vi se aduce înainte, spre a fi hirotonit arhiereu, spre slujirea de episcop vicar al Sfintei Arhiepiscopii a Sucevei și Rădăuților, cu titulatura de Dorneanul. Cu alegerea și încercarea Sfântului Sinod, dumnezeiescul har, cerce totdeauna pe cele neputincioase, le vindecă și pe cele cu lipsă le împlinește. Prohirisește pe prea iubitul de Dumnezeu, cuviosul arhimandrit Damaschin arhiereu, spre slujirea de episcop vicar al Sfintei Arhiepiscopii a Sucevei și Rădăuților, cu titlul Dornean. Să ne rugăm dar pentru dânsul, ca să vină peste el harul întru tot Sfântului Duh. Vrednic este! Vrednic este! Viața sa personală și în slujirea bisericii, arhiereul este chemat să cunoască experiența lărgimii și lungimii, înălțimii și adâncimii căii lui Hristos, cel mort și înviat. Lumina taborică și durerea răstignirii alternează de-a lungul slujirii arhierești. Bucuria de a crede în Dumnezeu, cum spune Sfântul Pavel, este dublată de privilegiul de a pătimi pentru El. Faptul de a pătimi pentru Dumnezeu este condiția stării arhierești, este pâinea cea de toate zilele a arhiereului, pâine spre ființă. Urmându-L pe Hristos în Ghetsimani și urcând împreună cu El pe Golgota, arhiereul este chemat să trăiască prin Hristos, prin puterea Lui, tragedia lumii ca pe tragedia sa proprie și personală. La finalul slujbei Sfintei Liturghii s-a dat citire actului patriarhal prin care noul ierarh a fost recunoscut ca episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, după care au fost rostite scurte cuvântări de către Înalpreasfințitul Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, de către Victor Opaschi, secretarul de stat pentru culte, dar și de către Preasfințitul Părinte Damaschin. Îmi deschid acum inima către dumneavoastră, iubiți credincioși. Prezența și dragostea dumneavoastră a tuturor le iau ca un semn că nu mă veți lăsa de unul singur în suirea Golgotei diaconiei episcopale. În rugăciunea smerită și în evlavia cu mintea dumneavoastră mă încred. Învăț din răbdarea, munca și înțelepciunea celor bătrâni și aș dori să fiu primit ca un prieten de către cei mai tineri. Dumnezeul nostru este viu, lucrător, primitor și iertător. Și omul viu, omul treaz, omul căutător este iubit de Dumnezeu, chiar și când calcă pe alături.
fiți lumini ai acestui Dumnezeu în lumea deznădăjduită și secătuită de astăzi. Credeți cuvintelor Lui care ne promit că va fi cu noi până la sfârșitul veacurilor. Curaj, ne spune Domnul, eu am biruit și voi veți birui. Titulatura noului ierarh este Preasfințitul Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.